În fiecare dimineață ai două alegeri. Să continui să dormi și să visezi la ce ți-ai propus sau să te ridici și să le faci să devină realitate. Alege să mergi pe calea care te sperie cel mai mult, pentru că ea este singura care te va ajuta să crești. Să cazi, de cele mai multe ori, poate fi un accident, însă să rămâi acolo este o alegere. Căzăturile nu o să mă doboare niciodată, dacă determinarea mea către succes este destul de puternică. Când ceva este destul de important pentru tine, să faci orice stă în putință să mergi mai departe, chiar și dacă toată lumea este împotriva ta. Ești de succes în momentul în care faci primii pași către ceea ce ți-ai propus. Toate ideile tale pot fi bune și solide, dar este nevoie să le execuți pentru a deveni realitate. Tu nu te-ai trezit astăzi pentru a rămâne la același nivel. Am găsit ceva la care chiar sunt bun. Tot ce este nevoie să fac este să mențin calea și să devin măcar cu 1% mai bun în fiecare zi. Poți avea rezultate sau scuze, dar nu amândouă. O mare liniștită nu a făcut niciodată un salvamar priceput. Nu contează ce îți spune toată lumea. Cuvintele și ideile nu pot schimba lumea. Muncă, transpirație și respect. Primele două le oferi, iar ultima o câștigi. Este despre identitate. Fii genul de persoană ce termină ce a început, chiar și atunci când e greu. Perioadele grele o să vină. Asta nu e negociabil, însă ceea ce este, este cum o să reacționezi tu la ele. Cei ambițioși sunt criticați de cei ce au renunțat. Este ok să fii speriat, este ok să fii criticat, dar să renunți nu trebuie să fie o opțiune. Ține minte că înăuntrul tău ești mult mai curajos, mult mai puternic decât orice frică pe care o ai. Nu vorbi, doar acționează. Nu spune, doar arată. Nu promite, doar dovedește. Dă timpul înapoi cu 5 ani și uită-te unde ești astăzi. Gândește-te la următorii 5 ani și ce urmează să realizezi. Fii de neoprit. Dacă vrei să renunți la ceva, renunță la mai fi leneș. Renunță să mai cauți scuze și renunță să aștepți pentru momentul potrivit. Pentru a avea ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ce nu ai făcut niciodată. Crede în tine și o să obții orice îți dorești de la această viață. Lumea este o junglă. Ori te lupți sau alergi pentru totdeauna. Am puterea de a crea viitorul pe care mi-l doresc. Greutățile prin care treci astăzi îți dezvoltă tăria de care ai nevoie pentru ziua de mâine. Nu este niciodată vorba de cum începi, este întotdeauna vorba de cum termini. Atunci când vorbești, tu doar repeți ceea ce știi, dar dacă asculți, s-ar putea să înveți ceva nou. Având disciplină, toate lucrurile sunt posibile. Știi ceea ce ai de făcut, doar că trebuie să devină o prioritate. Dacă obiectivele tale te îndepărtează de mulțime, mai bine rămâi singur. Devenind tu mai bun, este modul prin care îți ajuți echipa să devină mai bună. Dacă treci prin greutăți, tu de fapt progresezi. Două lucruri să le ții minte. Ai grijă de gândurile tale atunci când ești singur. Ai grijă de cuvintele tale atunci când ești cu ceilalți. Nu cred că oamenii realizează de cât de multă putere ai nevoie să ieși din într-un întuneric mental. Așa că dacă ai reușit asta astăzi,
sau în oricare altă zi. Eu sunt mândru de tine.